Odată ce angajatorul sau recrutări din compania angajatoare va deschide CV-ul tău, unde crezi că îi se va opri privirea? Pe fotografia ta. Natural, oamenii simt nevoia să aibă contact vizual. Și atunci, fără să vrea, va încerca să aibă contact vizual cu tine prin fotografia ta. Alege o fotografie color, care să fie cât mai reală, să te reprezinte și în care să ai o expresie plăcută. Dacă te pui în locul potențialului angajator și te uiți la fotografia ta, să te facă să-ți dorești să stai de vorbă cu persoana din imagine. Să zâmbești ușor, poate doar din privire, dacă nu te simți confortabil altfel. Să-ți inspire profesionalism, fără să ai o expresie încruntată sau prea serioasă. Din punct de vedere al posturii corporale pe care o vei avea, este bine să ai o postură ușor pe diagonală față de obiectivul camerei. Este o postură care avantajează pe toată lumea, spre deosebire de fotografiile cu fața și corpul perfect îndreptate spre cameră. Ochii deschiși și privirea să fie îndreptată în obiectiv sau lentila telefonului mobil. Spatele să fie drept și bărbia ușor în piept. Am să vă arăt acum diverse posturi ca să puteți observa diferențele. Postura direct din față versus postura ușor oblică. Privirea direct în obiectiv versus în altă parte. Ce visătoare par așa? E. Bărbia ușor în piept versus bărbie ridicată. Vezi cum poți să pare o persoană arogantă doar dintr-un cadru? Cadrul pe care îl vei păstra va fi bust până ușor deasupra capului și o parte din numeri. Ai nevoie de o fotografie care să fie portret, dreptunghiular. La o fotografie pătrată, ochiul este păcălit și va crede că ai o înălțime destul de mică. N-ar fi neapărat o problemă pentru jobul pe care aplici, însă studiile spun că oamenii înalți au tendința să aibă mai mult succes în carieră. Așa încât e în avantajul tău să nu par scund sau mai scund decât ești în realitate. Lumina este foarte importantă. Dacă poți face o fotografie unde ai lumină naturală, este ideal. Afară sau lângă fereastră. Dacă nu, poți folosi o lumină de studio sau o lampă circulară, însă atenție mare la umbre. Să nu ai umbre pe față. Nu de alta, dar vei părea o persoană foarte dramatică. Felul în care poziționezi camera sau telefonul mobil este de asemenea foarte important. Dacă tu vei inclina camera în sus sau în jos, îți va distorsiona trăsăturile faciale. Cel mai bine este să ai o cameră care să fie poziționată pe un trepied, să-ți rogi un prieten să te ajute sau să apelezi la un fotograf profesionist. Dacă vrei să-ți faci singur fotografia, este important să ții cont de aceste detalii tehnice. Să nu fii cu fața direct spre cameră, să ai o poziție ușor pe diagonală față de obiectiv, să te uiți drept în obiectiv, să nu ridici privirea, pentru că vei părea ușor arogant, să nu lași privirea mult prea în jos, pentru că poate fi chiar ușor horror să vezi o persoană în felul acesta și să te sperii un pic. Deci, bărbia ușor în piept, astfel încât să nu se vadă partea aceasta de sub bărbie. Spatele drept un zâmbet frumos și să încerci câteva posturi până găsești unghiul care te reprezintă. Click. Felicitări. Ai o poză super pentru CV-ul tău.